Mulțumim Bunului Dumnezeu care ne ascultă rugăciunile, slăvit să fie numele Său. Haideți și noi de partea noastră să ne silim, să-i slujim cu dragă inimă, cu toată inima. Și când are nevoie de noi în lucrarea sfântă, să fim la îndemâna Lui. În privința aceasta să ne cercetăm, mai avem cu ajutorul Domnului lecția aceasta și încă una din tematica alternative. Astăzi ne cercetăm dacă suntem curajoși sau suntem lași. Curajul pozitiv este o necesitate în viața de credință. Este îndrăzneala și demnitatea credinței. În schimb, a fi laș nu înseamnă doar a-ți fi frică, ci a avea și o formă ascunsă, în plan negativ, o mișelie motivată de stări și scopuri păcătoase. Apostolul Pavel îi scria lui Timotei, 2 Timotei, capitolul 1, și aceasta putem să o luăm fiecare pentru noi în măsura și în chemarea noastră. 2 Timotei 1, cu 6 la 8, de aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Să nu-ți fie rușine dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, întemnițatul Lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea Lui Dumnezeu. Deci în viață, în slujire, este nevoie de curaj, de nevoia de a afirma ceea ce credem și de a face ceea ce este potrivit cu voia Dumnezeu pentru noi. Să luăm un exemplu pentru a vedea ceea ce spuneam, că lașitatea nu-i doar frică, e ceva mult mai rău. Citim despre Iosif din Arimatea, în Marcu, capitolul 15, versetul 43, și să ne amintim că atunci era un moment greu. Știți că omul acesta s-a ocupat împreună cu Nicodim de îngroparea trupului Domnului Iisus Hristos. A venit Iosif din Arimatea, un sfetnic cu bază al soborului, care și-l aștepta în părăția lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Iisus. A avut curajul să meargă la dregătorul roman pentru această lucrare. Dar, fiți atenți, în Ioan, capitolul 19, versetul 38, este scris despre același om și despre aceeași situație. După aceea, Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns, de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat a dat voie, el a venit deci și a luat trupul lui Iisus. Deci n-am putea să spune că frica lui a fost lașitate, pentru că s-a dovedit în acest moment deosebit că a avut curaj. Să luăm mai întâi partea bună. Ce înseamnă să fii curajos? Ce exemple avem în Biblie? Evident, cuvântul acesta nu apare în traducerea noastră. Avem cel mai mult cuvântul a îndrăzni. A fi curajos înseamnă a acționa prin credință, cu nădejde, în situații grele sau chiar imposibile. Avem în Evanghelii, cu ocazia diferitelor lucrări pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos, evidențiată credința unor oameni. De exemplu, în Matei, capitolul 9, avem de-a face cu cei patru care au coborât slăbănogul prin acoperiș. A fost un act de curaj ce au făcut ei. Cred că și bolnavul s-a înscris în aceeași atitudine. De aceea scrie aici în versetul 2: și iată că i-a adus un slăbănog care zăcea într-un pat. Iisus le-a văzut credința și a zis slăbănogului: îndrăznește, fiule, păcatele îți sunt iertate. În același capitol întâlnim o femeie într-un moment de îndrăzneală, acea femeie care avea probleme de sănătate de 12 ani
Și scrie în versetul 22 că după ce ea s-a atins și a fost tămăduită, Iisus a întors, a văzut-o și i-a zis: îndrăznește, fică, credința ta te-a tămăduit. Și s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela. Dacă atunci se temea, n-ar fi avut parte de acest har. Să ne ajute Bunul Dumnezeu în astfel de momente să îndrăznim, că să putem avea parte de lucrările lui Dumnezeu. Amintiți-vă și de Ilie, care i-a spus lui Elisei: dacă mă vezi în momentul răpirii la cer, vei avea parte de împlinirea dorinței, dacă nu, nu. Multe lucrări depind de o situație de moment. Citim și în 1 Tesaloniceni, capitolul 1. Aici avem o definire a acestei stări. 1 Tesaloniceni 1, citim de la versetul 3. Căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii din Domnul nostru Iisus Hristos. Știm, frați prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră, în adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Că știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi. Au avut curaj apostolii, dar au avut curaj și ei, pentru că odată ce au acceptat credința, s-au expus aceleași adversități de care aveau parte apostolii. În lumea asta, unde sunt atâția frași și surori prigoniți, fără curaj, lucrarea Domnului n-ar putea să înainteze. Dar numai credința, nădejdea și dragostea, aceste virtuții de bază, ne pot motiva cu adevărat să fim curajoși. Tot curaj este atunci când venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune cu cereri îndrăznețe, dar tot pe bază de credință. În 2 Samuel, capitolul 7, avem rugăciunea regelui David, făcută în baza unei făgăduințe a lui Dumnezeu. 2 Samuel 7, de la versetul 27. El a cerut îndurarea Domnului pentru casa sa și aici zice așa: căci tu însuți, Doamne, al oștirilor Dumnezeului Israel, te-ai descoperit robului tău zicând: eu îți voi întemeia o casă. De aceea a îndrăznit robul tău să-ți facă această rugăciune. Să vii înaintea lui Dumnezeu să-i ceri făgăduințe pentru casa ta, cum era în cazul lui, să ai o succesiune de regi printre urmași, ar fi fost o obrăznicie. Dar, beneficiind de făgăduința lui Dumnezeu, a îndrăznit să ceară. În cazul nostru, cum aplicăm aceasta? Dacă Dumnezeu ne-a făcut anumite făgăduințe, să îndrăznim în rugăciune și să spunem: Doamne, în baza a ceea ce ai spus, cum a spus Petru, dacă Tu ai poruncit să vin la Tine pe ape, vin, Doamne. Trecem în scrisoarea întâi a lui Ioan, epistola, pentru a cita două pasaje. 1 Ioan, capitolul 3, de la versetul 21. Și vom vedea care e starea aceea în care putem să îndrăznim în rugăciune și să cerem lucruri de care apoi să avem parte. Prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Și ce facem cu îndrăzneala asta? Scrie în versetul următor cum putem folosi în rugăciune. Și orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Și porunca Lui este să credem în numele Fiului Său Iisus Hristos și să ne iubim unii pe alții cum ne-a poruncit El. Doamne, ajută-ne! Așa să facem și în aceste condiții să putem avea îndrăzneală în rugăciune. Întoarceți pagina, capitolul 5. Scrie aici de la versetul 14.
îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Deci, în rugăciune, să nu ne rugăm cu teamă, ci cu curaj, cu îndrăzneală. Aceasta nu doar cerând pentru noi, cerând pentru alții. De altfel, fiind vorba de rugăciune, tot curaj este să mijlocești pentru cineva, fie la Dumnezeu, fie la oameni, să intervii. Și cum au făcut bătrânii iudeilor pentru sutașul roman, care s-au dus la Domnul Iisus Hristos, să obținem îndurare de la Dumnezeu sau de la oameni pentru cei ce știm că au nevoie de ea. Să ne amintim de Avram, care a mijlocit pentru Sodomă. A fost o îndrăzneală. Știți, cuvintele lui spunea: Doamne, eu am îndrăznit să vorbesc, nu sunt decât praf și cenuș. Și totuși, a mers cu îndrăzneala, așa matematic, până la o limită și Dumnezeu l-a ascultat. Să ne amintim și de Nemia, despre care vreau să citim în cartea sa. A avut curaj să ceară la Dumnezeu lucruri mari, rezidirea Ierusalimului. Și a avut de asemenea curaj, îndrăzneală, să-i spună la împărat ce dorește și să mijlocească pentru această nevoie. Nu era nevoia lui, era a națiunii, era lucrarea Domnului. Nemia, capitolul 1, citim de la versetul 5, cuvinte din rugăciunea lui. Și am zis: Doamne Dumnezeu cerului, Dumnezeule mare și înfricoșat, Tu care ții legământul Tău și ești plin de îndurare față de cei ce Te iubești și păzești poruncile Tale și intră în mijlocire, să ia aminte urechea Ta și ochii Tăi să fie deschiși, ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul Tău acum zi și noapte pentru robii Tăi, copiii lui Israel. Mijlocire. Apoi se prezintă la împărat, care zice, versetul 4 din capitolul 2, ce cere? Eu m-am rugat Dumnezeu cerului și am răspuns împăratului: dacă găsește o cale împăratul și dacă robul tău este plăcut, trimite-mă Iuda în cetatea mormintelor părinților mei ca să o zidesc din nou. Și a primit aprobarea și timp de 12 ani s-a dedicat acelei lucrări. Trec mai departe și aici vreau să cuprindem multe domenii care țin de îndrăzneală, de curaj. Lucrarea Domnului nu se poate face fără îndrăzneală. Unii n-au îndrăzneală să se ridice să cânte o cântare. La urmă urmei și pentru asta trebuie un curaj. Să te ridici să predici prima dată. Să te duci undeva unde nu ai siguranța că ai de-a face cu oameni care să te protejeze, cum spuneam, de alte zone de misiune. Da, la toate trebuie îndrăzneală. Și vreau să ne fie clar, pentru că voi menționa imediat, nu vorbim aici de o îndrăzneală a unei ambiții firești sau cu un scop rău. Vorbim de îndrăzneala necesară de a face lucrările care Dumnezeu ne-a pus să le facem. Surorilor, amintiți-vă de Iael, femeia lui Heber Chenitul, despre care vă citesc în Judecător, capitolul 4. Știți că Barac n-a putut să aibă o glorie de plin în acel război pentru că n-a avut curaj. Și a scos Dumnezeu în față pe două femei, întâi Debora și apoi Iael, și scrie aici de la versetul 18 că i-a ieșit în fața unui conducător de armate dușmane: intră, Domnul meu, intră la mine și nu te teme. Versetul 21. Iael, nevastă lui Heber, a luat un țăruș al cortului, a pus mâna pe ciocan, s-a apropiat încet de el și i-a bătut țărușul în tâmplă, așa că a răspuns până în pământ. Versetul 22. Pe când Barac urmărea pe Sisera, Iael a ieșit înaintea și a zis: vino și îți voi arăta pe omul pe care îl cauți. Foarte curajoasă femeia aceasta. O îndrăzneală deosebită.
Și Dumnezeu i-a cunoscut inima. Și i-a dat tăria necesară și l-a scos în cale. A fost profețit despre curajul ei. Ne întoarcem din nou la Nemia. Și vom citi din capitolul 4 și din capitolul 6. Omul acesta, fără îndrăzneală, n-ar fi terminat lucrarea. Scrie în capitolul 4 că dușmanii, după ce au încercat diplomatic, au recurs la forță în a-l împiedica să construiască, să reconstruiască zidurile Ierusalimului. Oamenii erau săraci, nu erau fonduri suficiente. Și scrie din capitolul 4 de la versetul 14. M-am uitat și sculându-mă am zis mai marilor dregătorilor celor al popor, nu vă temeți de ei. Aduceți-vă aminte Domnul cel mare și înfricoșat și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Și din ziua aceea știți cum se muncea. O mână pe armă, una pe unealtă. Și Dumnezeu le-a dat izbândă. Doamne, dă-ne și nouă. Că dacă ne temem, am întâlnit și situația în care cineva spunea, când mă lupt să trăiesc pocăința și să mai și slujesc, am prea multe ispite, abandonez. Nici de cum nu e asta soluția. Citește și din capitolul 6. Alte manevre demonice de a opri lucrarea și din nou îndrăzneala acestui bărbat l-a făcut să meargă înainte. Citim de la versetul 9. Toți oamenii aceștia voiau să ne înfricoșeze și își ziceau, li se va muia inima și lucrarea nu se va face. Acum, Dumnezeule, întărește-mă. Versetul 11. Un om ca mine să fugă? Și care om ca mine ar putea să intre în templu să trăiască? Nu voi intra. Deci iată momentele speciale în care a fost nevoie de curaj. Să trecem la apostol și vom citi câteva pasaje din Faptele Apostolilor. Îndrăzneala i-a caracterizat. Citim Fapte capitolul 4 de la versetul 13. A fost un moment de anchetă. Cei mai tineri nici nu știe cum e să fie anchetat pentru credință. Care am fost credincioși pe vremea comunistă, mai știm cum e să fii luat la întrebări, să fii pus să dai declarații, să te ia la rost în baza fișei. Mi-amintesc când m-am dus în armată, am ajuns mai mulți, când am ajuns cu trenul sau, da, cu trenul am fost. I-a controlat pe toți la poartă când a ajuns la numele meu ce rămâi aici. Pe mine a venit să mă controleze un altul. Știau că voi ajunge acolo. Ei, nu toți am trecut prin situații deosebit de grele. Dar alții au avut nevoie de multă îndrăzneală. Fapte 4 cu 13. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat. Întrucă știau că erau oameni necărturari și de rând și-au priceput că fuseseră cu Iisus. Așa cum am citit, noi n-am primit un duc de frică, ci de tărie, de chibzuință. Nu să ne avântăm în orice, dar să nu dăm înapoi. Scrie tot aici, în capitolul 29, ei s-au rugat pentru aceasta. Și acum, Doamne, uite-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Și tot de aici, versetul 31. După ce s-au rugat, ei s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. După anchetă, după arestări. Curaj! Citim și din capitolul 18, la aceleași cărți. Versul 26. Un alt îndrăzneț, Apolo, a început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă, Acuila și Priscila când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Iudeii erau foarte împotrivitori și să vorbești în sinagogă atunci trebuia îndrăzneală.
Dar iată căci credincioșii au făcut-o. Pentru aceasta, cum spuneam, nu ne bizuim pe puterea noastră, nu e vorba de forță fizică, nici de stare temperamentală doar, ci de rugăciune, zice în Efeseni 6, de la versetul 18. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine, cerea Apostolul Pavel, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. Și nu doar apostolii aveau îndrăzneală atunci. Toți peste care venea Duhul Dumnezeu, care este un Duh de tărie. Pe pagina de îndreaptă scrie în Filipeni 1 cu 14. Și cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Da. În condiții normale așa ceva nu se poate. Dar slujirea sfântă cere îndrăzneală. Este dată de Duhul Sfânt și de deprinderea în lucrare. De aceea spune în 1 Timotei, capitolul 3, versetul 13, despre diaconi. Pentru că cei ce slujesc bine ca diacon dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Iisus. Doamne, dă îndrăzneală slujitorilor, predicatorilor, cântăreților și tuturor în a mărturisi credința, în a putea rămâne tari în mărturisirea noastră, căci Duhul Dumnezeu ne întărește. Și mențiunea de care ziceam, a intra fără autorizare într-o lucrare, este o îndrăzneală negativă. A face afirmații curajoase fără acoperire e ușor, dar nu ține. Și fiii lui ce va părea un îndrăzneț? Până la proba contrare. Cred că altă dată nu s-au mai dus să facă astfel de exerciții. Sunt proroci care îndrăznesc să spună, cum scrie în Deuteronom, se ridică și vorbesc din îndrăzneală. A avut Ieremia astfel de adversari. Domnul rupe jugul împăratului Babilonului. Ieremia a zis, amin, mă bucur și eu. Mai că n-a fost așa. Mi-amintesc de o scenă când cineva a luat de mână pe un slăbănoș și a spus, ridică-te! Și l-a smâcit. Și ologul a început să plângă, spus, dar vreau să mă ridic, dar cum? Asta este o îndrăzneală omenească sau poate chiar de faptură demonică uneori, dar cu asta nu se merge mult. Uneori oamenii îndrăznesc de frică. Știți cazul lui Saul din 1 Împărați, capitolul 13. A văzut că lumea se împrăștie și a îndrăznit să aducă jertfă. El nu era preot, nu avea mandat pentru asta, trebuia să aștepte până vine Samuel. Îndrăzneala lui n-a fost curaj. Asta se poate întâmpla chiar între oameni, așa, cineva să te lovească de frică, nu că e îndrăzneț. S-a șocat și dă, așa, la disperare. Nu-i vorba de așa ceva. De aceea să nu ne jucăm în mod deosebit când avem de-a face cu lumea spirituală și să fim rezervați în cuvinte, să îndrăznim în ceea ce ne este dat, dar în rest să rămânem liniștiți. Iată ce vă citesc din Osea, capitolul 7, despre o vreme de apostazie în Israel, dar care avea preoți, proroci, rosteau numele Domnului, dar totul era așa, cum spune românul, cu gura goală. Osea 7 cu 16. Se întorc, dar nu la cel prea înalt, sunt ca un arc înșelător, mai mari lui vor cădea uciși de sabie din pricina vorbirilor îndrăznețe, care îi va face de râs în țara Egiptului. Când scrie în Proverbe, nebunul mai bine ar tăcea. Îndrăzneala lui nu ajută. Citim tot din Profeții Mici, Mica, capitolul 3,
versetul 11. Căpetenile cetății judecă pentru daruri, preoții lui învață pe popor pentru plată și prorocii proces pe bani. Și mai îndrăznesc apoi să se bizuie pe Domnul și zic, oare nu este Domnul mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nicio nenorocire. Ce îndrăzneală nefericită! Și Pavel a avut astfel de adversari care aveau îndrăzneala să se laude, să dicteze epistole prin care să fie scoși în evidență. Și le-a spus Pavel, o să vedem noi puterea celor ce se laudă. Și aceasta n-a putut fi dovedită. Deci să ne ajute Domnul să avem îndrăzneală înaintea Lui și înaintea oamenilor și fie ca această îndrăzneală să vină de la Duhul Sfânt. Ce vine de la noi? Să stăm liniștiți, cum a zis Ioas către Amația, bucură-te de slava care o ai și stai acasă ca să nu faci un rău mai mare. Iată două exemple. David și Pavel. David a avut curaj în fața animalelor fioroase, încă din copilărie, din adolescență. Și apoi a avut curaj în fața mulțimilor de dușmani. Hai să ne gândim, băieți, v-ați întâlnit vreodată? Ați fost pe Carpați măcar să zăriți vreun urs. Dar fără turmă, așa, poate din mașină. Cum se pot vizita unele grădini zoologice, așa, cu mașina, dacă sunt extinse pe hectare întregi. Citim în 1 Samuel, capitolul 17. Nu știu dacă mai făceau și alții în Israel ce a făcut David. Mai întâlnim un Benaia care a ucis un leu, dar oricum, nu oricine. 1 Samuel 17, citesc de la versetul 33. Saul a zis lui David, nu poți te duci să te bați cu filisteanul acesta, că tu ești un copil și el este un om războinic în direcția lui. David a zis lui Saul, robul tău păștea oile tatălui tău și când un leu sau un urs venea să ia oaia din turmă, alergam după el, îl loveam, îi smulgeam oaia din gură, dacă se ridicam potriva mea, l-apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. Curajos copil. A încercat Goliat să-l intimideze. Nu e nicio problemă. Dar de unde era curajul lui David? Zice în 17 cu versetul 46, astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborâ. Deci David știa că Dumnezeu îi dă putere și i-a dat biruință. Sau să ne gândim la momentele acelea când a intrat în tabăra lui Saul în care toți dormeau. Trebuie curaj pentru asta, nu? Credință, în fond. Nu i-a făcut niciun rău, a luat ulciorul, arma, a tăiat colțul mantalei. Avea credința că nu se trezește unul. Că sigur ar fi dat alarma, nu? Deci curajul lui David a fost dat de puterea Duhului Dumnezeu care era peste el. Nu uitați că era și profet. Avea un mandat de la Dumnezeu. Ce făcea? Nu făcea doar așa să-și îndrăznească. Dacă era vorba doar de îndrăzneală omenească, vorba lui Abishai, fiul țierui, îți lasă-mă că una-i dau și am terminat. Nu o îndrăzneală nesăbuită, ci o îndrăzneală sub călăuzirea lui Dumnezeu. Trecem la Pavel. M-am mirat câte cuvinte de îndrăzneală scrie în Cartea Faptele despre el. De când s-a pocăit, de altfel și până atunci era îndrăzneț în felul lui, numai că de acum îndrăzneala s-a schimbat. Fapte 9 cu 22. Proaspăt convertit la Damasc. Totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristos. 27. În Damasc provoduse cu îndrăzneală în numele lui Iisus. 29. La Ierusalim provodea cu îndrăzneală în numele Domnului și vorbea să întrebași cu evreii care vorbeau grecește, dar ei căutau să-l omoare. Cum când ai asemenea informații că ești urmărit să mai ai îndrăzneală? Da. El știa ce l-așteaptă din cetate în cetate și totuși, citim și în 19 cu versetul 8, peste tot aceeași îndrăzneală. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală.
Asta totuși cred că lipsește la predicatori. Când este vorba, cum se spune, că cineva i-a zis unui predicator, dacă e drept sau nu, nu știu, dar ideea asta se întâmplă. Auzi, nu predica de bogați că avem, nu predica de asta că avem, dar ce n-aveți? Evrei. Predică de evrei, că nu ne deranjează. Să spui în față la oameni, asta e îndrăzneală. Cum a zis Petru? Voi l-a răstignit. Ioan Botezătorul. Le-a spus, unii aveți probleme cu nemulțumirea, alții cu zgârcenia. Cu inimă curată. Asta m-a frământat în ultima vreme, dat fiind unele mesaje a unor oameni care teoretic spun foarte bine ceea ce spun. Nu le-ai putea găsi greșeală. Dar n-au îndrăzneala să pună punctul pe ei, cum se spune, să spună asta e cauza. Acesta e păcatul care nu ne lasă să înaintăm. Sau în unele situații, acesta e omul care împiedică lucrarea. În a aborda direct, nu în a vorbi doar așa, cu aluzii. Citim tot despre Pavel în capitolul 23, în perioada anchetei. Iată de unde venea îndrăzneala, scrie în versetul 11. În noaptea următoare, Domnul s-a arătat lui Pavel și a zis, îndrăznește, Pavele, căci după cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma. Și versetele acestea continuă, a vorbit cu îndrăzneală în fața lui Agripa, sau la Roma, scrie în capitolul 28, versetul 31, tot cu îndrăzneală, Doamne, Pavel s-a dus la odihnă, dar îndrăzneala, Duhul, lasă-l mai departe peste urmașii tăi. Amin. Să trecem la partea a doua, la lașitate. Am folosit expresia curajos ca să fie antonimul lui laș. Căci v-am spus că lașitate înseamnă ceva mai mult decât frică. Când suntem lași, trecem sub tăcere adevărul cu bună știință, din motive ascunse. Asta nu-i doar frică, când nu spui adevărul. Sunt alte motive care îl fac pe om vinovat. Citim în cartea Deuteronom, capitolul 22. Aici este scris despre o familie, mai exact un soț, care după ce se căsătorește și a nevastă și apoi o urăște. Și ca să se poată lăsa de ea să o abandoneze, zice în versetul următoare, convinuiește lucruri nelegiuite și scoate un nume rău. Ce lașitate! Cum nu mai este legislația aceea. Dar să te căsătorești cu cineva și apoi să nu rămâi credincios, asta nu-i doar lipsă de curaj în a mere în viață. Nu-i doar frică, nu-i doar teamă. Sunt dovezi a unui caracter slab, puțin spus slab. Și se putea întâmpla ca să nu fie adevărat. De aceea a fost dată legislația asta ca să repare această daună. Trecem în cartea Iov. Scrie aici în capitolul 17, versetul 5, despre o posibilă situație și să ne păzească Domnul de asta. Iov 17:5, cine dă pe prieteni să fie prădați, copiilor acelora să li se vor topi ochii. Adică e foarte mare vinovăție. De exemplu, să tragi pe cineva într-o cursă, să te retragi, să abandonezi. Lașitate. Un exemplu concret de lașitate vi-l dau din Matei 28. Pasnicii de la mormântul Domnului Iisus Hristos. Asta cred eu că este lașitatea, a trece sub tăcere adevărul cu bună știință. Ei puteau să fie cei mai autentici martori a învierii.
au fost de față, singurii care au fost de față la învierea Domnului Iisus Hristos. Scrie în versetul 4, cum a venit un înger, străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Și au revenit, îngerul a plecat și scrie de la versetul 11, pe când se duceau ele, femeile au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia, versetul 15, le-au dat bani, ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învățat și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. A depune o mărturie falsă, când știi că altul este adevărul, dar că ai fost plătit, că n-ai curaj, că altul, prietenul tău, nu acela, Doamne, ferește-ne de așa ceva. Altă stare de lașitate, tot așa, trecere sub tăcere. De aceea ce psalmistul, că uneori nu tăcând facem noi dreptate. Ioan 8. Vin oamenii cu o femeie prinsă în prea curvie și o acuză cu vehemență. Știți, Domnul dintr-o dată le activează conștiința și scrie de la versetul 7. Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra nea? Și au ieșit tot câte unul. Dar de ce n-au recunoscut că sunt și ei vinovați? De ce nu ce-au făcut scuze la femeie? Să recunoască nu voiau, să acuze nu mai puteau și atunci lașitatea te face să taci. Și e ceva de genul, eu mă abțin. Uneori din lașitate ne abținem. Noi știm că nu e așa. Da, să nu mă bag, să nu fac. Să ne păzească Domnul de viclenia asta. Lașitatea ne face să abandonăm acțiuni care au un grad de risc, dar care știm că trebuie făcute. Și asta, cum spuneam, este mai grav decât teama. Dacă nu faci doar de frică, e doar slăbiciune. Dar dacă din alte motive nu facem, suntem mai vinovați. Este scris în cartea Deuteronom, ne întoarcem din nou la capitolul 20, despre oamenii care n-aveau curaj să meargă pe front. Legea îi lăsa acasă. 20, versetul 8, cine este fricos și slab la inimă să-l plece să se întoarcă acasă. Dar ceilalți să meargă pe front și să moară? Știți când a pornit Gedeon cu cei 30.000? Sunt mulți din categoria asta. Care se tem. Dar dacă tot suntem la judecători, vă întreb, ce ziceți, atitudinea preotului din judecător 18? Nu slujea el după lege, evident. Dar Mica îl plătea. Bani, întreținere. Și când au venit cei din seminția lui Dan, i-au zis, citești judecător 18 de la versetul 18, au intrat în casa lui Mica, au luat chipul cioflit, efodul, terafime și chipul turnat și preotul le-a zis, ce faceți? Eu răspuns, da, își puneți mâna la gură și vină cu noi. Să ne fii părinte și preot. Mai bine este să fii preot în casa unui singur om sau să fii preot unei seminții și unei familii din Israel. Preotul s-a bucurat în inima lui. Cum adică? Dau contractul și l-ai avut cu rămâne. Dacă ăștia dau mai mult, lașitate. Lipsă de demnitate. Cred că tot lașitate este la robul acela care și-a îngropat talentul. Asta pentru că a spus-o Domnul, citesc Matei 25, și mă tem că sunt oameni în adunare care nu slujesc din lașitate. Matei 25, citim de la versetul 24. Cel ce nu primise cât un talent a venit și el și a zis, Doamne, am știut că ești un om aspru, care se cer de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus, ți-am ascuns talentul în pământ, ia-ți ce este al tău. Din cuvintele lui rezultă vreo vinovăție? A recunoscut el că se face vinovat? Nu. A crezut că se scuză. Dar ascultați ce a spus stăpânul. Rob, viclean și leneș.
în ce a constat viclenia lui, de ce unii nu vor să facă. Uite, de exemplu, se poate anunța o zi de post. Și se anunță un scop important. Și care sunt lași, că postul este un război, vor fi ca cei din Vechiul Testament. Și vor găsi motivația, băi, eu postesc altă zi, dacă nu intri în acțiune atunci când e necesar, ești un laș. Adică abandonezi lucrări la care știi că trebuie să fii părtaș. Să ne ferească Domnul de ispita asta. Și încă un aspect, tot lașitate este când tergiversăm rezolvarea unor probleme potrivit cu responsabilitățile încredințate. Deci când nu zicem că nu facem, numai amânăm. Las că te rezolv. Poate altă dată. Mă, n-am putut acum. De ce nu recunoaștem sincer? Păi n-am încă înțelegerea să o fac, iartă-mă că am greșit, am fost leneș, dar am vrea să ieșim și cu fața curată și să nu ne spunem adevăratul motiv și atunci nu rămâne decât vinovăție. Ca exemplu de lașitate, l-aș aminti pe preotul Eliashib din cartea Nemia, capitolul 13. Era rudă cu Sambalat, cu Tobia, erau prieteni toți. Și este scris în capitolul 13 de la versetul 6. Eu nu eram la Ierusalim când s-au petrecut toate acestea. Versetul 10. Am auzit de asemenea că părții leviților nu li se dăduseră și că leviții și cântăreții însărcinați cu slujba fugiseră fiecare în ținutul lui, că nu am avut nicio sponsorizare. Am ustrat pe dregător și am zis, pentru ce a fost părăsită casa lui Dumnezeu? Și am strâns pe leviți și pe cântăreți și i-am pus iarăși în slujba lor. Marele preot Eliashib n-avea nicio treabă cu slujba. El avea relațiile lui, prietenii lui, rudenile. Și când era vorba de ceea ce cere legea, funcția lui, nu știu cum motiva, dar totul era în paragină. Tot un exemplu de tergiversare, ca și lașitate, întâlnim la Felix, fapte 24. Scrie de la versetul 25 că l-a ascultat pe Pavel, care a fost foarte îndrăzneț și atunci i-a vorbit de înfrânare, de judecata viitoare. Și lașul de Felix a zis, de data asta, du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Tot atâta îl trăgea nădejde care să-i dea bani, de aceea trimitea mai des să-l cheme ca să stea de vorbă cu el. 2 ani au trecut astfel și în locul lui Felix a venit Porcius Festus. Felix a vrut să facă pe placul iudeilor și a lăsat pe Pavel în temniță. Dar ce credeți că i-a spus lui Pavel? De ce îl lasă? Nu. Dar așa s-a comportat el. Cred că tot lașitate este și ce scrie în Apocalipsa 2 despre a lăsa învățături false sau profeți falși, scrie de biserica din Pergam și de cea din Tiatira. Să ne dea Dumnezeu o îndrăzneală sfântă. Aș aminti doar întreagă și de Ișboșet, acel împărat fără curaj și fără demnitate. N-a făcut nicio treabă 2 ani cât a domnit în Israel. Abner îi purta capul. Și când Abner nu l-a mai susținut, scrie în Biblie că i-au rămas mâinile fără putere. Sau, poate un exemplu mai aproape de noi, Amnon, cartea a 2 lui Samuel, capitolul 13. Și aici aș vrea să le spun tinerilor. Sunt unii care abonează fete și apoi le abandonează fără niciun simț. Și poate își permit, cum am întâlnit un caz, spunea o tânără, mă sunt vinovată că la întâlnirile noastre au loc anumite atingeri și am zis, da, căsătoriți-vă. Și da, eu aș vrea, dar el spune că nu vrea, că n-are încă încredințare. Dar să te strâng în brațe, să te sărute, săptămâna la asta are încredințare. Și apoi să te lasi în starea asta cu conștiința apăsată. Sau sunt situații, se poate întâmpla și la fete. Situații în care au fixat nuntă. Și numai dă în cinci de viață și aude de la alții
că se căsătorește cu altcineva. Nu-i asta lașitate? Era mort în dragoste, am spune, după Tamar. În poftă era, nu era aceea dragoste. Și cum știți, a pus la cale sub sfatul lui Ionadab, fiul lui Shimea, și sub nevegherea tatălui său, a necinstit-o, deși ea i-a propus să facă nuntă. Putea face nuntă regească. Apoi i-a propus măcar, dacă mi-a luat fecioria, ia-mă de nevastă. Și scrie în 2 Samuel 13, versetul 15, scoală-te și du-te. I-a răspuns, nu mai mări răul pe care l-ai făcut izgonându-mă. El n-a vrut să o asculte și chemând băiatul care slujea, a zis, izgonește la mine pe femeia aceasta, scoate-o afară și încuie ușa după ea. Ce atitudine vinovată. Încheiem și să nu uităm. Curajul bun este dat de starea spirituală bună și de credință. De măsura de Duh care este peste noi, de autoritatea care Dumnezeu ne-a dat-o. Și Domnul vrea să trăim ca niște oameni curajoși, care au îndrăzneală. Scrie în Proverbe, capitolul 1, de versetul 33. Dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit și fără să se teamă de vreun rău. Dacă trăim frumos, n-avem motive de teamă. Avem îndrăzneală. Întoarceți pagina, capitolul 3, versetul 24. Când te vei culca, vei fi fără teamă, când vei dormi, somnul îți va fi dulce, nu te teme nici de spaima năprasnică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Dar cred că cea mai mare îndrăzneală, rețineți, cea mai mare, va fi îndrăzneala când va veni Domnul să n-avem atunci bâlbâieli. Că altfel noi putem fi îndrăzneți aici, să ne lăudăm. 1 Ioan 2,28. Și acum copilașilor rămâneți în El, pentru că atunci când se va arăta El să avem îndrăzneală. Și la venirea Lui să nu rămânem de rușine și depărtați de El. Copilul are îndrăzneală când vine tata dacă a fost cu minte și și-a îndeplinit sarcinile trasate. Cât despre lașitate, este starea omului fără Dumnezeu, fără demnitate de sine și fără dragoste. Este o cursă, spune înțeleptul în Proverbe în 29:25, frica de oameni. Dar de ce au oamenii frică? De oameni. Pentru că starea lor spirituală nu este bună, pentru că nu se încrede în ajutorul Domnului, relația lor cu El nu este bună și când devenim lași, pe acest fond se pierd trăsăturile de caracter de care noi avem nevoie în viața de credință. Să ne păzească Domnul de slăbiciunea aceasta și să ne dea curajul de a fi cu El. Doamne ajută-ne, amin.